Dacă nu-l opera, el nu mai era acum, că i-a afectat tot înăuntru. Așa avea în spate. Unghiu. 9 ani de zile, în fiecare lună mă chema. În fiecare lună. Trebuie să-l opereze domnul doctor și să-l îndrepte racul la picioare, altfel boala nu se mai duce. Cum a început totul? L-am născut pe Sebi, normal. După un an de zile, 2 ani de zile am căzut la pat. Veneau vecinii, mă vizitau. Eram ca o legă, plângeam într-una, că vedeam că nu mă pot ridica de acolo și așa. Părinții mei m-au ajutat. Nici nu știu cum să le mulțumesc, să moară acum vreo unul dintre ei. Eu cred că pot să mă duc și eu până așa. Doamna doctor care de la neurologie îi râdă cu părinții mei. Și era rușinit să-mi zică că să mă duc la psihiatrie. M-am dus acolo la psihiatrie și mi-au găsit că fac atacuri de panică și din cauza asta cad și nu pot să merg. Ești stresată? Foarte stresată. După ce l-ai născut pe Sebi, cum ai aflat că el are niște probleme de sănătate? După ce l-am născut pe Sebi, nu s-a observat. La un an și 3 luni a mers pe picioare. Vorbea că nu a făcut Sebi 4 ani. Doamna doctor a văzut că merge cu picioarele rău. La 9 ani m-am dus la Botoșan, la doctor Tudorache. Să-i dea Dumnezeu sănătate că m-a ajutat până nu mai știu cum să spun. De la 9 ani face recuperare la Botoșan. O doamnă venind de la doctor Ulici, de la Grigore Alexandrescu la București. Mi-am zis, ieși du băiețul la Grigore Alexandrescu, doctor Ulici, să-l operează de coloană. M-am dus la București, am luat 9 ani de zile, în fiecare lună mă chema. În fiecare lună. Și tot câte 100 de euro, câte 200 de euro. Ce îi se făcea la București? Îl investiga tot. Mă trimite acasă și la 2 luni el mă chema. Când văd că boala se agravează, mi-a zis așa, nu pot opera copilul la București. Trebuie să merg în Germania cu el să-l operez acolo. Ce probleme avea de trebuie să fie operat? La nângă, așa avea în spate. Unghiu. Dacă nu-l opera la Monza, el nu mai era acum. Că i-a afectat tot înăuntru. Că aici pieptul era dus înăuntru. Când a fost operat la Monza? Pe 11 ianuarie. A fost operație reușită? Da, foarte reușită. Am stat o lună de zile la Monza. Operația la Monza a fost o reușită. Cum da. Se simte acum după operație? Foarte bine după operație. Numai că nu e în greutate. Acum are 18 ani. Da. De ce boală suferă el acum? Boala Charcot-Marie tot. E o boală rar întâlnită. Cam rar să aud de boala asta. Și am trebuie să-l opereze domnul doctor, să-i stopeze boala și să-l îndrepte racul la picioare. Altfel boala nu se mai duce. Numai să-l îndrepte un pic, că îi schimb papuci foarte des. El calcă rău cu picioarele și la 2-3 săptămâni trebuie să-i cumpăr papuci. Cum se manifestă boala aceasta? Merge foarte rău și când se schimbă vremea, trebuie doar picioarele. Nu că dacă s-a dintea și subțiriei, iese montul ăla, iese prin papuc, iese afară. Unde va avea loc operația? Tot la Spitalul Monza, la București. Lângă mine este Sebi, are 18 ani și suferă de Charcot-Marie tot, o boală degenerativă care se manifestă la picioare. El trebuie să fie operat de urgență la Spitalul Monza din București și pe această cale, pentru că am ajuns acasă la el, în localitatea Cândești, în județul Botoșani, vă rog din toată inima să fiți alături de el prin donațiile dumneavoastră ca să poată să facă această operație. El deja a trecut printr-o operație foarte complicată la coloană, pentru că a avut foarte mari probleme cu coloana, a fost o operație reușită și acum se simte mult mai bine. Însă urmează o nouă operație foarte complicată la picioare, după cum vă spuneam, care se va face la Spitalul Monza. Pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro avem deschisă o campanie de strângere de fonduri pentru el ca să-i acoperim toate aceste cheltuieli lunare pe care el le are cu această cumplită boală care, după cum vă spuneam, este degenerativă și dacă nu se va opera, el va ajunge să nu mai poate să meargă deloc. De aceea noi vă mulțumim că veți fi alături de el, că veți dona pentru el și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.